Ediția specială de 1 decembrie a venit nu doar cu surprize și voie bună, ci și cu nominalizări. Azi votăm cupluri. Îmi pare rău. Concurenții și mamele au nominalizat, deci, pe rând, în timpul emisiei, cel mai puternic și cel mai slab cuplu. Acum vreau să vedem și care sunt voturile voastre. Cel mai puternic cuplu, cel mai slab cuplu. Cel mai slab cuplu este spre eliminare, așa cum am anunțat de la început. Încep cu Daniel și Ana. Cel mai slab cuplu, Liviu și Bogdan. Aș vrea să rectific, nu vreau să spun cel mai slab, cât cel mai nepotrivit pentru emisiune. Ei doi au o chimie foarte bună, doar că consider că în afara emisiunii se pot exercita diferit, se pot manifesta și pot crește într-un alt mod. Adrian, Daria și doamna Maria au votat în felul următor. Cine este cel mai slab cuplu? Liviu și Bogdana. Repet, în urma celor spuse de Daniel, aceeași părere sunt și eu. Nu despre chimia dintre ei, apreciez că se iubesc foarte mult, strict comportamentul lor în casă, consider că nu este adecvat nici aici, nici în afara emisiunii. Andreea, Bogdan și doamna Crina, cel mai slab cuplu, Liviu și Bogdana. Da, o să argumentez eu. Bogdana și Liviu, pur și simplu, ei între ei se ceartă, își iau mâna din cauza comportamentului, știind ce comportament are Liviu, trebuie să ți-l asumi și când vezi un material, trebuie să ți-l asumi și în societate atunci. Și mi se pare aici o chestie că se tot ceartă pe baza comportamentului. Cel mai votat cuplu la categoria cel mai slab cuplu e format din Liviu și Bogdana, a primit 3 voturi. Iar cel mai puternic cuplu, avem o situație de egalitate. Ana și Daniel, 3 voturi. Robert și Bianca, 3 voturi. Bun. Bogdana, Liviu, ați fost votați de Casa Mireasa să părăsiți emisiunea. Chiar dacă votul majoritar al celor din casă i-a adus pe Liviu și Bogdana în prag de eliminare în zi de sărbătoare națională, s-a decis ca ei să rămână în competiție. Deci, ca să vezi așa cât îl duce mintea pe Daniel, bă, frate, în primul rând trebuia să gândească. Eu am fost mama lui adoptivă, da? Deci trebuia să nu se poarte, dar nu. Aici el calcă lucrurile pe cadavre. El calcă pe cadavre, este... N-are niciun fel de caracter acest băiat. E foarte răzbunător. Dar pentru toate ăștia se plătește în viață. Așa cum ne crede el pe noi că suntem proști. Dacă a fost el în stare, Daniel, să îl dea atunci afară pe Liviu, ai văzut, nu există sancțiuni? Există sancțiuni pentru un astfel de limbaj, având în vedere că nu este prima batere la ei doi. Adică tot încercăm cu toți să le explicăm, dar nu se întâmplă nimic. Măcar din partea dumneavoastră sau nu știu, să se întâmple ceva. Este răzbunător. Dar nu-i nimic. Totul se plătește în viață. Cât rău au făcut Daniel cu Ana, lui Liviu și lui Bogdana. Stai să le... Că nu se poate lăsa așa. Atât cât ești tu răzbunător cu mine, cum să fiu eu? I-am scos lui Ana rufele de N ori din mașină. I-am spălat de nu știu câte ori farfuria și cana din mână, că nici nu știe să spele. Stă cu chiloții aia murdari pe standerul de rufe. Îi dă numai aere din ea. Păi Bogdana, îți jur, deci Bogdana am are văzut. Pe cuvânt. Nu trebuie să mai verbalizez că am văzut. Exact, pe cuvânt. Nu se compară. Absolut deloc. Am văzut. Da, asta e. Dumnezeu ne demonstră că, încă o dată, că ne iubește pentru că nu am făcut rău la nimeni, nimeni din familia mea. Nimeni. Suntem oameni corecți. Și probabil că asta a fost și răsplata. Doar și Bogdana se arăta nemulțumită de nominalizările pe care le-a primit în ediția de vineri. Esența votului era să votezi în cine, pe cine crezi tu că se iubește mai mult sau mai puțin. Nu, cine s-a comportat mai frumos sau nu. Dacă era scris acolo, din punct de vedere comportamental, cine credeți că ar trebui să părăsească emisiunea? Și atunci, da, eram noi. Dar la noi n-avea ce să caute legat de iubire, dacă era niciun vot. Cred că
am fost cei mai bombardați. Dar nu mai contează, contează că am rămas aici și mă bucur. Asta și e. Ai. Nu puteam să concep să plec azi. Nu puteam, nu mă împăcam, cred că rămâneam supărată foarte mult timp. Adică mă duceam și plângeam zile în șir. Că e nașpa, mă gândeam, frate, m-am dus până aici și nici măcar să nu ajung să mă îmbracă mireasă dacă tot am ajuns aici. Tot despre nominalizările de vineri ajungea să vorbească și Liviu cu Bogdana în timpul petrecerii de sâmbătă seara. Mă bucur că se înțeleg toate. Da. Îi face lui viața, să luăm viața mai ușoară, să stea aici în armonie. Și culmea, știi că nu era cu doamna Mirela, nu se înțelegeau atât de bine. Toate trei acum în continuu, peste tot și la curățenie. Ai văzut că nu le-a votat, a spus că nu le-ar fi votat niciodată. Că ar fi trebuit să voteze iubirea și n-ar fi putut să voteze. Mi-a zis doamna Mirela. Și doamna Maria era supărată că... N-a fost vine. N-a vrut. Știu, nici a luat Adrian. Eu am citit pe buze, am văzut. Nici a luat Adrian, n-a fost. Da, nu cred, nu știu. Dar eu știam de unde și vine. Și eu știam. Nu, poate la Bogdiseană. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam, că eu când am vorbit cu tine de Andreea, ai spus, nu, să ne aud așa ceva, cum să putem pe Andreea? Da. Și am zis, bă, nu, că e prietena ta aici, adică, na, vorbiți amândouă, na. Da. Dar nici vina Andrei nu cred că a fost. Nu știu care ce a ales. Mi-e indiferent oricum. Și mi-e indiferent. Eu nu port ură, nu pot să port ură, să nu mai bag lume în seamă, să... Singura fată cu care nu vorbesc din casa asta mai deloc e Ana, atât. În rest, vorbesc cu toate fetele. Pentru că nu... Nu știu. Rezonați. Cu toate că atunci, că până să venim aici, rezonam. Ei trăiesc în lumea lor, în bula lor și ei amândoi. Ei, nici nu e neapărat greșit asta. Păi da, și noi la fel. Și noi la fel. Ei, noi suntem mai de viață, noi ne înțelegem cam cu toți, în afară de cei cu care am avut conflicte. Da, doar că ne înțelegem cu toți și după aia ne trezim că... Știi ce zici? Știu ce zici. Asta nu înseamnă că te înțelegi, asta înseamnă că suntem noi oameni buni și... Nu, da, purtăm pică și ură, că dacă era să purtăm pică și ură... Dar și când a fost discuțiile cele mai mari și a trebuit să ne voteze să plecăm, tot nu ne-au votat. Da. Adică... Pe de-aia zic, nu tot. Câteva persoane care au fost în conflict, restul... Și doamna Mirela nici atunci nu ne-ar fi votat, cu toate că era recent. Da, a apucat să se pronunțe înainte. În live și era iurea să o dea la întors, știi, după aia. Mi-a și zis, mi-a zis atunci. Eu am văzut și discuția cu Andrei după ce am plecat noi de la Capricci. I-a spus, mă, nu trebuia să vii tu acum exact în momentul ăsta să faci așa ceva, că nu se cade, nu e bine. Da, i-a zis, adică a fost corectă, e foarte corectă, nu e... Da, e destul de corect, e deschis. Deci, de-a femeie, șmecheră. E, chiar e, mi-aș dori din tot sufletul să fiu ca ea, când i-am și zis azi. Vezi, Doamne, dacă aș arăta așa, aș fi ca dumneavoastră la 60 de ani, aș fi mândră. De ce v-ați supărat atât de tare, doamna Lucica? Până acum am tăcut din gură atâtea luni de zile și cred că m-au luat de fraieră. Cei din casă de aici. Cine, doamnă? Gen Daniel, care ne-a desconsiderat dintotdeauna și pe Liviu, și pe mine, și pe... Ba din contră, cred că am fost singurul concurent care atunci când ați făcut ceva bine, v-am lăudat. Știi prea bine tu, Liviu, că cu tine am avut așa. Eu vreau să se cam oprească discuțiile astea, nu și-au rostul de la niște vorbe. Într-adevăr, a fost mama dezamăgită de chestia asta, pentru că probabil din gala trecută, când ai susținut ca eu și cu Bogdana să fim pedepsiți, de atunci și mie mi s-a părut exagerată reacția, tocmai reacția ta. Dar pentru mine au trecut toate, eu nu pur pică, nici Bogdana, nu am nicio treabă. Și mama, dacă e supărată, cu siguranță îi trece. Nu am venit aici, nu o să plecăm împreună. Sigur. Dar până îi trece, uite, spune niște lucruri acum care s-ar putea să deranjeze. Nu știu, spuneți că i-ați făcut Anei niște favoruri și acum... Nu, numai Anei, așa mi-este felul, adică să ajung, nu să strig, dar acum chiar m-au deranjat așa ca și persoane amândoi.
Și da, într-adevăr, i-am întins și haine, i-am și spălat. La rugămintea mea? Nu, la, m-am oferit. Corect. M-am oferit. Asta am și spus că la eu toate. Eu nu am cerut nimănui în casă. Știu, Ana, știu și cred că știți toate. Și eu am venit casă. Aici, mi-am făcut ce a trebuit și după, îmi cer scuze, da. Dar la revedere. Nu am absolut nimic cu nicio, n-am nicio treabă cu tine. E foarte urât să dă neplășor, pentru că, da, subiectul se va încheia. Bună, da, deja l-am uitat, doar că rămân niște acuze în aer și niște chestii care cântărești destul de greu, din punctul meu de vedere. La tine tot eu... cântărește greu. Ce anume te-a deranjat, Daniel? Eu zic să încheiați discuția, că nu și are rost. Cum pe tine te-au deranjat anumite chestii pe care le-a făcut, s-au spus Daniel la adresa noastră, nu e ok să arunci înapoi. Într-adevăr, tu ai spus niște lucruri pe care le-ai văzut tu aici în casă. Și le-ai spus, mai multe, dar... Le-ai spus și gata, ok. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Chiar dacă suntem într-o casă unde toată lumea își dă cu părerile unii despre alții. Da, eu înțeleg de ce v-a deranjat așa de tare nominalizarea lor, când și Bogdana și Liviu i-au nominalizat pe ei. Pentru că știam că o să ne nominalizeze. Da, practic, de același lucru. Nu neapărat de aici, doamna Simona, din edițiile trecute. Păi și la reacția lui Liviu, atunci ce ar fi trebuit să fac, doamna Lucica? Eu ce? Fii, eu ca bărbat. Ce te-a, Daniel, concret, ce te-a deranjat din ce a spus doamna Lucica? Nu înțeleg. A fost un vot, până la urmă au fost mai multe voturi, nu am fost eu singur. Dar voi n-ați înțeles ce înseamnă cel mai puternic cuplu și cel mai slab cuplu? Adică nu se referă neapărat strict doar la iubire. La capacitatea acestor oameni de a rezista afară, de a fi uniți, de a se respecta unul pe altul. Ceea ce face o familie puternică și de durată. Dacă îmi permiteți 10 secunde, dacă eu cu Bogdana nu suntem un cuplu puternic, atunci n-am fi rezistat nici când a fost ea eliminată, n-am fi rezistat nici în urma tuturor conflictelor și discuțiilor pe care le-am avut în casă. Liviu, casa, majoritatea e așa nominalizată, adică ar trebui la fiecare parte să mergi și să spui de ce, pur să-i întreb, dar de ce credeți voi că noi suntem cel mai slab cuplu? Și s-a votat pe simpatie și pe antipatie, adică asta a fost. Explicația tuturor a fost că ne-au votat din cauza comportamentului și asta am înțeles. Poate și că lor li se pare că nu e ok ca un cuplu care se căsătorește și unde există respect să se comporte așa. Și atunci, da, dintre toate cuplurile, lor li s-a părut că acest comportament vă face pe voi cel mai slab cuplu. Din păcate, din ce au explicat și ei și ni s-a spus și la capricii, au votat eu vă comportamental. Eu vă spun ce înseamnă în accepțiunea mireasa cel mai puternic cuplu și cel mai slab cuplu. Da? Asta este, nu ce v-a povestit X sau Y. Depinde de părerea fiecăruia, dar eu în continuare susțin că noi suntem nu cel mai puternic cuplu de aici. Poate suntem un cuplu foarte puternic și pentru lumea de afară și pentru oricine. Chestiunea pentru că este foarte subiectivă. Încerc să fiu obiectiv când spun treaba asta. Întotdeauna chestiunea e foarte subiectivă. Exact. Iar eu am tot dreptul să votez pe cine consider atâta timp cât am un argument. Ia asta a fost argumentul meu, asta am votat. Voi vota ce voi considera. Cum pe Bogdan l-am judecat pentru reacția pe care a avut-o. Eu sunt un om foarte radical. La mine dacă cineva mi-a greșit, voi merge mai departe la fel. Nu mă schimb. Îmi pare rău. Așa iar referitor la ce a spus doamna Lucica mai devreme, nu am susținut niciodată că suntem perfecți. Ba da. Suntem perfecți unul pentru altul. Ceea ce este total... Asta-i mamă, sunt perfecți în accepțiunea lor, noi suntem perfecți în accepțiunea noastră și uite, fiu Robert cu Bia sunt perfecți în viziunea lor, Adrian cu Daniel, gata, fiecare suntem perfecți unul pentru altul, scurt, nu mai au rost. Eu vreau să fiu imperfectă ca să stric un pic, adică să nu eu aș vrea să nu-i complexez pe telespectatori. Da, glumeam, efectiv, ca să mai detenționăm un pic atmosfera. Cel mai important să fim perfecți unul pentru altul, nu perfecți în viziunea altcuiva. Ca și partenerii ai cuplului și viitorii. Pe de altă parte, nu știu de ce luați atât de personal aceste voturi, pentru că voi știați că la un moment dat o să vă votați între voi cuplurile. Corect. Vă tot pregătesc pentru asta? Da, știam asta. Oricum știam că noi vom fi cei mai votați. Și atunci de ce v-ați supărat? Cum se va face votul sau așa. Eu nu m-am supărat, am înțeles ideea. Adică chiar n-am avut nicio... Ei, mama avea niște focuri pe inimă mai de mult și acum le-a dat afară. Păi trebuie să mă înțeleg. Dar doamna Lucica, spuneți-le. Vă deranjează că spălați când după fete? Nu mai spălați. Vă deranjează că scoateți rufele lor? Nu mai faceți. Da. Așa cum i-am spus doamnei Maria atunci, nu. Sper că nu v-ați apucat iar de gătit. Ba da. Asta e, vă meritați, ce să zic. Nu, dacă simțiți că nu le facem vreți drag, să faceți... Ei, dacă le faceți cu drag și apoi le scoateți ochii, mai bine nu le mai faceți. Serios, nu acum. Nu am reproșat niciodată la nimeni. Acum lor, pentru că asta este. Gata, de acum încolo, liniște. Dacă aveți ceva de reproșat, chiar și mamei mele, că m-a crescut greșit, vă rog. Nu este vorba despre asta. Da. Vă rog frumos.
Da, eu zic să ținem mamele departe de discuțiile astea. Dar repet, fiecare să-și facă pentru sine că tocmai ca să nu existe discuții, nu? Da. Mai tu zâmbești că stăm bine. Nu stă bine, dar zâmbind. Cu toată lumea. Cu noi doi zâmbești.